Așa, mulțim. Pornim repede la treabă. Tu pe tine așa, mai multe exerciții ai tu decât... Am două exerciții, dar cu puncte foarte lungi. Cu mai multe deci, subpuncte, da? Da. Deci, va să zicem așa. Mulțim. Da. Operații cu pentru asta am să și trădau un pic, că Ștefania spune, da, eu n-am nicio noțiune aici. Deocamdată, ieri am vorbit despre faptul că o mulțime a mare, mulțimile se notează cu litere mari și avem două variante de prezentare a lor. Una din variante e să enumerăm elementele. Da. Elementul, mulțimea formată de elementul 1, 2 și 7. Da? 1, 2 și 7. Și o altă mulțime, B, să zicem, formată din 1, 5, și 9. 1, 5 și 9. Da, se ia și tu, încep să scrii, deci la mulțimi, operații cu mulțime aici, ai spus, nu? Da. Operații. Mulțime, operații. Cu mulțime. Ei, una dintre operații care se face cu mulțime este punerea la un loc a elementelor a două mulțime. Da. Și reuniunea, zice. Punerea la un loc. Ne-am reunit. Ne-au crescut forțele, da? Există acest... și la mulțimi, simbolul ăsta este. Deci, prima operație se notează așa. Uite, sub forma asta, 1, 1. Reuniunea. 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 Se citește așa. A. A. Dacă scriu așa, cu D. Se citește a reunit, a reunit cu B. Da? Deci, Ștefania, așa citim. A reunit cu B. Da. Și concret, cum se face a reunit cu B? A reunit cu B înseamnă să luăm toate elementele lui A și la care le adăugăm și pe cele lui B. Deci punem 1, 2, 7, la care continuăm. Cu 1 nu mai punem, că am pus o dată. 5 și 9. Da? 5 și 9. Și în cuvinte scriem. Reuniunea a două sau mai multor mulțimi înseamnă punerea la oaltă a elementelor celor două mulțimi. Deci reuniunea a două sau mai multor mulțimi înseamnă punerea la oaltă, deci punerea la oaltă a elementelor celor două mulțimi. Asta trebuie să facem. Se punem la oaltă elementele celor două mulțimi. Și în cazul de față ați văzut cum. Da? Așa. Și acum, pe de sub spunem o altă operație, intersecția a două mulțimi. Intersecția a două mulțimi. Un cu invers. Da, unul întors. Du-te tu, Cristian, până la tablă și fără simbolul. Că nu știe. Ștefania, noi predăm lui Ștefania acum. Așa. Scriu? Da, intersecția. Intersecția. Da? Intersecția, așa, și cum se citește? Zi A, intersectat cu B, se citește A intersectat cu... Așa. Așa. Așa se... A intersectat cu B. Și de ieri, ca exemplu, în cazul nostru, A intersectat cu B. Ce se pune intersecție? Exact, s-au intersectat drumurile. Ce comun? A. Deci, egal cu ce? Nu, nu. A. La intersecție punem elementele comune, care le găsim și în A și în B. Uite de sus. Uite de Cristina. Cristina. La A și la B, la cele două. 1 și atât. 1 și atât, sigur că da. Intersecția înseamnă doar elementele comune. Și în cazul nostru ar fi doar cine?
Mulțimea formată din elementul 1. În cuvinte spuneți, în intersecția a două sau mai multor mulțimi, zicem în cuvinte, intersecția a două sau mai multor mulțimi înseamnă elementele comune la cele două mulțimi, da? Înseamnă elementele comune a celor mulțimi. Or fi două, or fi șapte, or fi nouă. Deci elementele comune ale mulțimilor respective. Elementele comune înseamnă elementele comune. Da? Înseamnă elementele comune a celor mulțimi. Cât și or fi mai este diferența. Da? Deci am zis reuniunea, intersecția. Ai fost la tablă, ai fost profesoare. Te uiți, te vei uita sigur la filmul ăsta. Te uiți sigur, nu? Așa. Ea știe că a fost o perioadă când cu Ricky, parcă, nu? Da, cu Ricky. Ireșeam la tablă. Ricky și Naomi? Nu, tu nu știi. Nu mi-a povestit. Da? Și ieșeau la tablă, fiecare, pe rând, era o activitate. Și când era Ramona. Și când cu Ramona. Sigur, partea cealaltă. De acord cu asta. Și diferența a două mulțimi, cum ai notat-o? Așa? O bară, așa? Da, și în minus normal, clasic. Și așa, nu? Da. Și așa. Ori așa, ori în felul celălalt. Și înseamnă așa, A minus B, da? A minus B, este, în paranteză, spune, în continuare, este o nouă mulțime, în care punem toate elementele din A ce nu se găsesc în B. Este o nouă mulțime în care punem toate elementele din A ce nu se găsesc în B. Tot ce este în A și nu este în B. Concret. A minus B, în cazul nostru, egal tot ce este în A și nu în B. 2 și 7. Pe 1 nu putem, că îl găsim în B. Deci A minus B este formată din 2 și 7. Și aceeași lucru se întâmplă și dacă sunt cuvinte, cum a fost... Sigur că da. Nu are importanță. Elemente. Da? Hai să facem B minus A. B minus A. Stefania, vreau. B minus A. Punem tot ce în B. Sigur că da, Stefania. 5 și 9. Perfect. Ce tare o să fii tu când vei începe mulțimile. O să se uite ceilalți la tine. Băi, cum nu se știe înainte. Tot așa de bine știi. Da. Într-adevăr, hai să vedem că cel sunt trei operații făcute. Una, două și a treia. Reuniunea. Da? Reuniunea. Punerea la un loc. Reuniunea. Intersecția. Ce comun. Și A minus B. Ci în A și nu în B. Dacă e A minus B sau B minus A, da? Bun. Și acum începem treaba. Poftim, dăm drumul. Facem în felul următor. Stați-vă explicuțin. Deci, cum facem? Sunt aproape toate exercițiile la fel. Aha, păi nu se repetă. Și nu, facem doar două din alea și pe ultimele, și pe ultima pe care nu am făcut. Așa. Care se parții mai greu? Ca să nu pierdem. Păi perfect. Perfect. Zi. Se dau mulțimile A egal acolo de 1, 2 și 3. Da. Virgulă B egal alt B egal cu 5, 6, 7, 8 și 9. Iar C egal cu 3, 5 și 7. Calculați. Calculați. A intersectat cu B. A intersectat cu B. Noi am doi faci ce fac. Da. Uităm la așa la B și dăm răspunsul rapid. Deci 1, 2, 3. Așa. Salut. Deci să facem intersecția lor. Deci căutăm ce este comun. Păi. La A și la B. Nu, la atât A și B. Tu te uiți la astea două. Da, la și B. Da. A intersectat. Inversem, nu? Da. Intersectat, așa. Întors. Care este? Ce vezi tu comun la aceste două mulțimi? Păi nimic.
Nimic. Mulțime liber. Terminat. Da? Nu mai nimic. Da. Altă operație. Un B mic. Și apoi trec la ultimul. Da, B mic. Care zice ce? Ba nu. Trec la de mic. A reunit cu B. Stefania, tot rapid îi facem. A reunit cu B. Adică punem la oaltă, mai întâi începem cu A, punem tot. 1, 2, 3 și ne mutăm la B. 5, 6, așa, 7, 8 și 9. Terminat. Da. G mic. Cum? G mic. G. A minus B. A minus B. Hai, gata, facem Stefania. Tot ce e în A și nu e în B. Da. Păi, în B nu e... Deci 1, 2 și 3. Da, 4. 1, 2 și 3. Că nu avem nimic. Nu avem nimic comun. Da. 1, 2 și 3. Și ultimul din acest punct este nu le divide, nu, mulțimea vidă. Mulțimea vidă, de... deci ce punct este? A și I. I. Mulțimea vidă se intersectează. Da, mulțimea vidă e intersectată cu ce? Cu ce? Păi trebuie să spunem ce e comun la intersecție. Și mulțimea vidă nu are nimic. Păi. Și atunci nu pune nimic, tot mulțimea vidă. Deci, țineți minte, mulțimea vidă intersectată cu oricine, face mulțime vidă. Da? Asta este logica. Dacă mulțimea vidă nu are niciun element, atunci când intersectez cu oricine... Și 2 este la fel. Și 2 este la fel? Dă-mi alte greșiții frumoase. Atunci nu mai... E, cum să nu mai existim? De acolo, mai departe. A, altele. Vă dau niște de care ați spus să vă le fac. Care zic că să nu le faceți, da? Ia să vedem. Ia să vedem cum facem. Te rog. Punctul 2 de la nimic. Zic. A. Da, a reunit. A reunit cu B, reunit cu C. Și să vă dau numele. Dai mulțimile. Da, uitați. Deci mulțimea a mare este așa. A mare. Egal cu elementele. 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 7. Așa. B. B mic este egal cu 5, 6. Nu B mic, mulțimea B. Da. O litere mare. Da. Cu? 5, 6, 7, 8, 9, iar ce mic? 1, 2, ce mare. Vreți să afli dacă suntem atenți. Poate și mai mic. 1, 2, am zis că ieri mulțime să rotează cu litere mari și acum zic ce mic ea. Deci 1, 2, 1, 2, 3, 7 și 12. Da. Vine să râzi de aia. După ce cât am descoperit că îți luați rău de noi, acum... De greșea, nu fără intenție. Sunt obișnuită să spun cuvintele mici. Bine. Și să facem? Ce să facem? A reunit cu B, reunit cu C. A reunit cu B, reunit cu C. Te rog, Stefania, noi îi facem. Nu mai întrebăm nimic pe ea, când își bate jocul, ce? Hai, te rog, poftim. Punerea la un loc. Da. Începem cu A. Punem tot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 9. Atât. 8 și 9, da? Da, 8 și 9. Foarte bine. Adică nu mai e 5 în 6, că le-am pus odată. Păi nu. Într-o mulțime după... 8, 9... 12. Da. 12. Terminat. Mulțumită? Da. Foarte mulțumesc. Bine. Mergi mai departe. A reunit cu B, intersectat cu C. A reunit cu B, intersectat cu C. Da, da ultimul... și B intersectat cu C. Într-o paranteză. Așa. B intersectat cu C, punem într-o paranteză.
Adică trebuie să faci mai întâi B intersecta cu C. Că și noi uităm la A și le rămâne. Da? Și vine B, B intersecta cu C. Hai să facem, notăm cu D. D egal mulțimea B intersecta cu C. D. Și egal cu. Ne uităm la B și la C și facem intersecția. B și la C, la astea două și ce-i comun? Da, ce-i comun? Păi ce? 7. 7 este comun, corect. Și atât. 7 și atât? Da. Deci asta este. Așa atunci egal mai departe cu A. A reunit cu D. Cu D. Și egal cu. Punem pe A tot. Da, A, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Și de mai adăugăm dacă are ceva. Păi atât. Atât, că 7 e deja. Da. Pus deja, nu mai punem un bărăt. Terminat. Da. Atât. Atât, nu? Acum nu mai are exercit. Ai, cum se poate, dar și nu mai departe. Și ce frumos. Stai. De 10 spune, dacă... Așa. Aaaa! Ce faci? Dacă erau lucruri astea grele, grele, de care vrei, ăsta, lasă la 35. Hai să negociem. Negociem, nu? Nu știu. Da? Deci negociem sau nu? Poate știu pe 35, ce vrei? Nu știu, dar acum îl văd pentru prima dată. Dar hai să zicem, nu ne ducem la 700 deodată. Hai că mă speriați acum. De ce? Păi dacă eu nu îi putea să le fac. Ei, puteți dumneavoastră orice. Mă fac și bază, da? Dar nu m-am mai făcut, dar asta e bun. Gata, mă fac și bază și cer. Hai, mulțumim, mulțumim. Așa, mă fac și bază. Păi, vă dați frumos la like și ce mi-a și să nu uite prietenii noștri să dea like și share. Da, da, deci, dacă o să ce, like. Fete, ce, da. Că dacă nu super. O să se enerveze și nu vă mai da nimica. Deci trebuie să-l faceți. Neapărat trebuie acum. Să-l fac. Acum. De acord. Superbă chestie. Ia uitați, la asta nu m-am mai gândit. Dragilor, dați like și share numai dacă pot face greșiți, eu altfel nu-l dați. Da. Așa. Superbă, fac. Dar cu siguranță puteți și cu siguranță trebuie să dați. Deci negația, nu? Da. Da. Hai să vedem. Citește tu. Fie mulțimile A egal cu acolo foarte mare. Da. Un X. Egal cu toți acei X. Da. De formă, parte... care au proprietate. X. Nu, din ala. Deci mulțimea tuturor celor pentru care, așa, ori până verticală, ori până oblică. Deci toți acei X care au proprietatea. Pentru care X egal. X este de forma. 2 ori 5 la puterea N. 2 ori 5. Cine e numai 5-ul la N? Da. 2 ori 5 la puterea N. 5 la puterea N. Aha, da. Virgulă. N aparține numerelor naturale. Da. Și închidem acolo, da. Bun. Și B. B. Egal. Cu toți acei X de forma. Acei X de forma Y. Care... Y sunt aici, da? Exact. Y. Y. Care... De forma. Așa, de forma Y. Egal cu 3 ori 2 la puterea N. 3 ori 2 la N. Minus 1. Unii minus 1 la bază sau sus? Sus. La bază. La bază, nu? Aici, așa, da? Da, minus 1. Minus 1. Virgulă, în... Număr natural. Aparținând în numerul natural. Așa. Stați cum am o cerință. Determinați elementele mulțimii a intersectat cu B. Deci, trebuie să găsim... Deocamdată, asta a fost ipoteza. Deci am două mulțimi, A și B, de forma. 2 ori 5 la N și aici 3 ori, ori 2 la N minus 2 la N minus 1, da? Da. Și trebuie să găsesc A intersectat cu B. A intersectat cu B egal cu cine? Cine sunt elementele de la intersecție?
credeți că pierde 3 cu 6 euro dacă nu o face, da? Da, e bine, mai fac niște bani. Asta e chestia, n-am mai știut-o. Dar de acum așa fac. Dați like și share numai dacă fac chestii. Dacă nu-l faceți, nu cred mai dau. Mai da, am voie să mă gândesc un pic? Aveți, da. Doar maxim 15 minute. 15 minute? Da, că sunt și ora. Nu mai bun. Am să încerc să văd cam cum arată elementele mulțimii mari. Adică să dau lună valorile. Eu știu că numerele naturale, mulțimea numerele naturale, e formate din elementele 0, 1, 2 și o mai departe. Da. Și acum am o idee. Puneți mâna și apăsați like și share, că să știți că mai am o idee. Mai fructim și eu fiecare moment, fiecare plăci. Deci, am să dau lui el valoarea 0. Deci pentru noi e egal cu 0. Rezultă că primul element este X-ul, indice 0, hai să zic așa. Primul element este 2 ori 5 la puterea 0. Așa ar veni? Da, da. 2 ori 5 la 0. 5 la 0 face că tot ce număr la puterea 0 face 1. Și 2 ori 1, 2. Deci mulțimea A mare continuă egal cu mulțimea formată din primul element pe care îl pun, 2. Merg mai departe. Alt el, următor. Hai să fac și Y-ul. Y0 este 3 ori. Este 3 ori 2 la n. 2 la n, cât este? 0. A, 2 la 0, 0 minus 1. Corect, minus 1 și egal cu? Și egal cu 3 ori 1, adică 3 minus 1, 2. Deci, și el începe cu un element, tot cu 2 începe și mulțimea B. Da. Da? Și B începe la fel. Acum se face pentru n egal cu 1. Pentru n egal cu 1, se întâmplă acolo X1 arată 2 ori 5 la a treia. A, și schimbăm bază. Să vedem. Nu, 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 nu. X sunt de forma asta, Y și de forma aceea. Pentru n egal cu 1. Să vedem ce elemente are, da? Deci cât vine? Păi o să fie 2 ori 5, 10. 10 punem. Deci elementul următor, 10. 10. Acum la Y. 10. 1. 3 ori 1. 3 ori 2 la 1. 3 ori 2 la 1. Minus 1. Și egal cu? 3 ori 2. 6. 6 minus 1. 5. 5. Deci următorul cu element 5 este. Mergem mai departe. Nu e egal cu? 2. Nu e egal cu 2. O să fie 2 ori 5 la 2. Deci cine? X2, da? X2 este 2 ori 5 la 2. Egal cu 2 ori 5. 25. Așa și... Egal cu 50. Și așa vine? Da. 2 ori 10, următorul element, deci este 50. În mulțimea mare, da? Da. Ia să vedem pentru X... X2. Y2. O să fie 3 ori 3 la 2. Da. Și egal cu 3 ori 2 la 2. A, da. 3 ori 2 la 2. Așa, 3 ori 2. 3 ori? Mai 3 întâi 2 la 2 trebuie să facem. 2 la 2, 4. 4 ori 3. 12. Minus 1, 11. Deci, 11. De ce la îngrup se pune minus 1? Păi dacă și-au dat autorul. Așa zis, de proprietatea asta, eu respect. Da, da. Respect, dacă nu respect, înseamnă că nu fac ieșiți pe mozrut, zice el. Like și share. Da, sper like și share. Deci n egal cu 3. Ce se întâmplă? X3 egal cu? Da, X3 egal cu 3 ori... nu, 2, 2. 2, 2, 2 este. Așa, 2 ori 5, 5 la 3. 3. Și egal cu 2 ori 5. 5 la 3 ar trebui 5 ori 5 ori 5. 3. 2. 25 ori 5. 125. 125. Ori 2. Deci 2 ori 125. 250. 250. Deci 250. Aici pun 250. Da. Văd că crește foarte obraznic ăsta. Da, da, ăsta e mai liniștit.
Y3. Și facem asta până la 9. Nu! Să vedem cam care e tendința, dacă mai sunt șanse să se întâlnească vreodată vreun element. Aaa, eu aici am vreau. Trebuie să se intersecteze. Ca să facem intersecție, vreau elemente comune. Comune au deocamdată un 2. Da. Și acum vreau să observ dacă mai există posibilitatea... Și cam câte trebuie să facem? Habar n-am. Ei, până... Dar când, până când treci ora. Păi ce îți vrea să fac? Ei, eu sunt în direct acum. Mă, mai am câteva minute, nu? Da. E 16 minute, deci. 16 minute? Am putut să mă fac de baftă, că bun. Dar mai departe. Pentru Y3, zicem 3 ori 2 la A 3A minus 1. Și acum e 3 la 3 a 27. Nu, 2 la 3. Am 2 la 3. 2 la 3 a 8. 8 ori 3 20. 23. 3. A, că e 24, da, minus 1, 23. Că 23? Și acum? Da, 23, bine că nu ai fost atent acum. Da, e 23. 8 ori 3, 24, minus 1, 23. Profund pe 23. Am fost rog atent și mă gândeam da, ce să fac eu acum, cum iese din încărcătură. Ceva să văd. Se termină cu 0. 0, 0. Astea, dacă arăt că nu se termină niciodată cu 0, spare. Uitați ce șmecherie am. Dar am voie să mă gândesc la asta. Dați like și share. Să le zicem, nu? Da. Și atunci, la B se termină totdeauna cu numărul impar. La B se termină întotdeauna... În afară de 2, pentru că este adică o excepție. Eu am să arăt că niciodată la 2 nu se va întâmpla să fie cu 0. Da, și atunci da. Dacă la sus e totdeauna cu 0, stare. Nu așa? Da. Înseamnă că singurul element este 2 de la început. Intersecția. Dar am treabă de făcut. Că trebuie să arăt că aici totdeauna cu 0 vor fi. Și de aici totdeauna... Nu voi avea pe 0 ultima dar noi nu vă punem la treabă. Da, dar nu putem din observația asta, că e camera deschisă și zice, băi, profesoare, ne-ai făcut corect aici. Adică eu făcut observația asta, pare să fie o chestie de care te poți agăța, dar trebuie să demonstrezi în general. Da, e cică contra. E cică contra, nu că noi cică. Bun. Și atunci spunem așa. Online, n-are voie să fac exercițiu, că mă pierde, nu, din... Da, s-a întâmplat așa că mi-am putut face cu voi, vreau dat vreo exercițiu. Se amintește Ștefania vreodată? Păi, acum 8 ani... Ștefania a făcut mai... Nu, cu Ștefania am făcut mai mult... am avut mai multă activitate și ea poate să-și amintească, dar a fost o situație în care n-am putut să fac. Hai, fă-mă gândire dacă ți amintești. Parcă o dată, doar că a doua zi l-ați făcut, că ați visat. Așa! Ne țin minte că ți-am întâmplat și așa, nu? Când da, am pus să-l fac. Da, întâmplat. Da. Și după a doua zi... Am venit cu soluția. Da. Da. Și la noi am mai făcut așa. Un exercițiu care a durat... Și la clasă? Aproape o oră. Nu, cu dumneavoastră aici. La aici împreună, nu? Aproape o oră. Și nu prea am dat de capăt. Da, și am reluat la după aceea. A spus că l-ați visat? Așa. 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 Da. E, acum am această inițiativă, am văzut treaba asta, acum trebuie să arăt că totdeauna... Deci, e probleme de 700, dar nu prea. Nu e prea grea, nu? E de vreo 4-5. Nu se știe. Hai să mai... Dar e observația asta care am văzut-o. Da. Că dacă nu observam chestia asta, munceam neștire. Că tu m-ai întrebat până când merg. Da. Și eu vreau să mai continui. Am sigur, sigur, m-a ajutat până când merg. Deci, trebuie să arătăm așa, că x egal cu 2 ori 5 la n... Dar nu e 5 la puterea 4-a, parcă. Nu, nu, 5 la n, indiferent ce n îl pun aici. A. 2 ori 5 la n este totdeauna un număr lung, în care ultima cifră este 0. A. Asta trebuie să arăt. Da. Și Y, care e 3 ori 2 la puterea N minus 1, va fi un număr lung, deci egal cu un număr lung, în care ultima cifră este aici? Ultima cifră va fi
orice, oricine în afară de 0. Da. Deci va fi un adică A. De la 1. A care care aparține 1, 2, a diferit de 0, ce se mai pierde timp? Da. O a diferit de 0. Dacă demonstrezi asta, că niciodată nu mai este 0, toată povestea a rezolvat. Atunci n-ar putea să fie egalitate. Și vom demonstra această chestie. O să încercăm să demonstrăm asta. Și poate iar visează noapte. Nu, acum trebuie să visez, acum. Deci acum trebuie să visez aici. E doar mai departe cum? Nu, luăm pe x deoparte. X egal cu 2 ori 5 la n. N e orice număr, cât ar fi de mare, da? Pe 5 la 7-a bunoare, pot să scriu că este egal cu 5 la 6-a ori 5? 5 la 1-a? Da. Da, pot să scriu, da? Deci aici ziceam, să zic așa, 2 ori 5 la n minus 1 ori 5. Am luat din... Mi-am închipuit că a fost un 7, am luat 1 și a fost 6, deci de-aia zic n minus 1, ori 5 la 1-a, da? Și dau mai departe. 2 ori 5 cât face? 2 ori 5... 10. 10. Deci egal cu 10 ori 5 la puterea n minus 1. Dacă înmulțesc un număr cu 10, cât e ultima cifră când înmulțim un număr cu 10? 0. Nu? Zero. Când zic 73 ori 10. Păi este 73, 0. Deci zi 10 ori ceva și atunci ăsta va fi un număr care va avea ultima cifră 0. Și am reușit. Am arătat că toți X și totdeauna au ultima cifră 0. Reușiți exercițiul și pentru mine. Nu trebuie să... Vreau să mai visați încă o dată. Da. Deci eu sunt pe aproape să... Jumătate am ghicit. Acum jumătate, m-am jumătate mai... asta. Aici e mai urât un pic. Trebuie să văd aici cam care ar fi ideea. Că... Dacă ar fi fost la fel amândouă. Păi era tot. A, păi dacă ar fi fost la... Dacă ar fost aceeași exprimare, ar fi fost elementele comune toate. Da. Ei, dacă s-ar fi întâmplat... Dacă s-ar întâmpla, dacă ar fi fost unul. Fii atentă ce spune ea. Iarăși mă lovește dur. Deci dacă cumva se întâmplă aici să aveți și zero, mă ia la... O să mă pune la încercare. Dacă s-ar întâmpla să fie și zero, atunci n-ar mai merge ideea mea. Aș avea și elemente comune, altele. Acum e cică contra. E cică contra și cică contra. Da? Deci eu trebuie să fac tot ce trebuie din partea mea să nu să dovedesc că A-ul nu poate să fie 0. Dar când zic pe 2 la o putere, știm noi care sunt variantele lui 2 la ultima cifră. Ia ne amintim. 0, 2, deci, 4, nu. 6, nu e adevărat. Dar la ce fost? 2, 4, 6, 8. Ne amintim. Haideți să zicem 2 la 1. A, asta. Păi 2 la K. 2 la 4K avem undeva făcut. 2 la 4K are ultima cifră, 2 la 4K, 6 parcă. Da. Așa este? Uitați. 2 la 4K, 6. 6. 2 la 4K plus 1, ultima cifră 2. Ultima cifră 2. 2 la 4K plus 2, ultima cifră 4. Ultima cifră este 4, este, da? Da, 4. 2 la 4 plus 3, ultima cifră 8. 8. Ultima cifră este 8. Păi 2. Deci 2 la orice putere, 2 la orice putere, fie 4K, 4K plus 1, 4K plus 2, 4K plus 3, are cifre la unități 6, 2, 4 și 8, da? Și noi nu avem doar 2 la... Deci 2 la n poate să fie așa. 2 la n poate să fie în una din variantele astea. Ori 4K, 4K plus 1, 4K plus 2. Dar noi nu avem numai 2 la n, ci avem 3 ori 2 la n. Înseamnă că la toate egalitățile astea, mulțim la unități cu de 3 ori. Da, știi că 6 ori 3, 2 ori 3. Da, 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 exact. Aha. Deci vom spune de sub. 3 ori 2 la n va face cu variantele. 3 ori 2 la n va da ca variante 3 ori 6, 18. Deci va da adică ultima cifră egal cu ultima cifră odată 8. După... Sau poate să fie ultima cifră
2 ori 3, 6. 6. Da? Așa este? Da. 6. Apoi, ultima cifră. Apoi, 3 ori 4, 14. Ultima cifră, cifră 2. 2. Și după... La fel. 3 ori 8? 3 ori 8, 24. Ultima cifră, 4. 4. În concluzie, sunt la fel, dar sunt în altă ordine. Dar acestea sunt. Dar eu nu am numai 3 ori 2 la 1 și minus 1. Minusul la 1 dacă nu era... Scădem, scădem pe 1 din toate și vedem ultima cifră. Da, păi și dăm numai din par. Foarte bine. O să atunci, fie 7, 5... Atunci, Y-ul care este 3 la... Nu, 3 ori 2 la N minus 1 va însemna niște numere care vor avea la ultima cifră 7 7 5 5 1 1 și 3 și respectiv 3. Ia uitați-vă cât am lucrat noi. Ultima cifră este 5 3 și 1. Da? N-am mai continuat, dar numai atâta este. Da. E 7, 5, 1 și 3. Păi nu, că ăsta au ultima cifră cu 0. Păi nu avem. Și ultima cifră este la astea 7, 8. Lasă reușit. Am reușit, nu? Deci, e limpede. Merită un like și un share. Merită un like și un share, sigur că da. Foarte frumos. Foarte tare ești tu. Deci, cât aș continua de aici încolo, nu mai găsesc nimic comun. Singurul element comun este 2. Da? Și v-ați și încadrat în timp. Deci a intersectat cu B, da? Cât e? Da, a intersectat cu B. Da, un singur element. Și da. Imediat, le dăm drumul la prietenii noștri care au și venit. În clasa 4. În clasa 4, dar noi suntem foarte bucuroși că am făcut ieșitul ăsta frumos. Și vestul lui cu siguranță ți se arăt mai cu și șerul. Da? Și Șarul. Așa, dar, dragilor, ne-a venit echipajul celălalt. Nu putem să nu facem sinteza orei care a fost o lecție și să spunem tuturor că a fost o lecție. Poți să facem sinteza orei, da. Facem, ne dă voie. Ne dă voie, da. Așa, ne dă voie, Daria. Așa, dar spunem ce? Păi am avut iată vizibilitate. Deci pentru lecția de astăzi, pentru lecția ta, Ștefania, hai să vedem. Am avut divizibilitate. Da. Și cam asta a fost. A, și cu 1 la 2003. Ultima cifrivă. Da, ultima cifrivă. Ultima. Ultima cifră. Cifră. Da? Cifră. Da. Cifră. Pentru cine? 2 la puterea 2013. 1 la 2013. 2 la 2013. Pentru 2 la 4 pentru 3 la 2013. Și 4 la 2013. Asta am avut aici. Foarte important. Și cam asta a fost cu unul, la divizibilitate la tine. Dar ce mai făcut acolo? Păi, atâta e. Păi, uite-te. Așa. A fost divizibilitate cu... multipli, am vorbit și multipli. Da. Și multipli unui număr. Și descompunerea, când am descompus... unui număr. Apoi am mai zis 2, 3... Criteriul de divizibilitate la 2? Da, și la 5. Criteriul de divizibilitate la 2 și la 5. Și cam atât, nu? Da. Pentru lecția ta. La mulțimi. La mine ați operații cu mulțimi. Mulțimi. Operații cu mulțimi. Atât. Și apoi probleme cu mulțimi. Operații cu mulțimi fiind a reuniunea, da. Intersecția și diferența. Da? Și diferența a două mulțimi. Le-am definit tot și am făcut egeșiții, da? Aplicații.
scrieți că meritați un like să cer. Aplicați. Și merită. 4, 3, o problemă de încercare. De încercare a profului online, da? O problemă de încercare, adică m-ați vrut să mă puniți la încercătură, categorică, a fost o hotărârea voastră. Dar bine că am reușit. Data viitoare să văd dacă mă reușit. Urmează calificare. De fiecare dată vine câte o problemă, ne rămâne timp, de asta tare de tot. Să vedem cine îl pune la punct pe celălalt. Îi rugăm pe prieteni să dea like și share pentru că am meritat. Am reușit. Astăzi mi-a zis așa că dați like și share numai dacă face problemele. Altfel, aici apare ceva, Dudu. Acum o să mă duc acolo să vede ce apare. Am verificat și totul e ok. Aha, am dat băiatul ăsta mesaj. Da? Mi-a dat mesaj că... Oprem casa? Da, oprem.